Cele mai ieftine jocuri le găsiți pe g2a.com. Linkul îl aveți în descriere. Salut și bine v-am găsit cu un nou episod de SAMP. Astăzi pe serverul XS, poate unii îl știu, Extreme Superstunt. Mi s-a părut un server interesant și am zis să fac un video cu el, că na, mie mi se pare un server destul de bine pus la punct față de altele. Tocmai ce mi-am cumpărat și eu aici VIP. Mi-am cumpărat VIP permanent, am vândut cam tot ce aveam prin stats. Mi-a mai rămas mă ceva, dar na. Am banii infiniți aproape, adică da, cum vedeți aici, coins, ore și na. Haideți să vedem ce putem face pe acest server. Avem o grămadă de comenzi. Dacă aveți aici KMDS, aveți aici comenzi de mare interes. Aici, create clan, creezi un clan gratuit, hold și multe altele. Mai sunt și aici, și aici. Așa. Să facem și noi un drift 6, așa. Facem un drift, scriem start. Așa, mamă, dar ce drift-uri fac. Mamă, fac niște drift-uri, aaa. Nu știu de ce nu mi-a dat fail, pentru că m-am bușit acolo în ziua ăla. Habar n-am. De ce? Sunt foarte multe beneficiile de VIP. Poți să stai spec pe cineva, adică pe admin mi se pare că nu poți să stai. Poți să stai, de exemplu, el aici, spec 2, stai spec pe cineva, spec 1, spec off, ia, poți să te duci la cineva, goto 2, nu știu dacă acceptă, dar trebuie să accepte. Nu știu dacă acceptă, în fine. Avem aici jumps, spune aici. Aici. Uai, ce naiba. A las hold-uri, ce naiba. Hai să vedem aici. Mă, am crezut că trebuie să apă asta, ce naiba. A, să nu cu mașină. Speed sau? Nu cred că trebuia să dau. A. Mamă, și-am luat și foc și m-am dus. Jos din mașină. Spawn me. Te spawnezi doar dacă ai VIP. De ce este așa de puțin play? Doar 40 la ora 2 și ceva. Mai cred că avem jobs. Doar 2, 3, hai să vedem aici. Aici, trucă. Ce facem? Trebuie să luăm o de-astea. A, trebuie să iau paia de acolo, că mi-a dat-o mie paia. Da, nu. Am zis să luăm pasta. A, un server destul de mișto, după părerea mea. Adică de instant. Nu e ceva ca să zici, frate, nu că...
Nu e ca alea, ca, nu e ca Bagedu sau ca Ruby. Să... Zici că, ai, că merg pe contrasens, nu mi-a pe misul, dacă merg pe contrasens, nu știu ce. Este restant, adică distracție, te teleportezi de acolo, acolo, te distrezi. Normal, asta trebuie să fie sample, ceva de distracție. Nu să zici că, aaa, că nu, că stai, că mi-a dat țeapă ăla de mașină, m-a cepuit, nu știu cum. Mamă, cât costă mașina aia, mamă, frate, nu, dai, slash, fânt, sărești mașina și gata. Ia uite, ai livrat transportul cu succes și la destinație. Ai primit 32 de cunși și câțiva bănuți. Ce mai va atât de puțin? În fine, hai să aș merge și la Fisherman. Hai să vedem aici. Oh, de ce am scris din nou jobs? Am scris din nou Fishing. Ah, nu am o meală. Ipad. Unde cumpăr unul? De aici, așa, de aici. Perfect, haide să mergem aici de fishing. Să vedem ce prinde. Aruncam-o mea la napă, acum așteaptă până când un pește va mușca. Ok, așteptăm. Hai să vedem, mușcă vreun pește sau nu-i nimic? Ce n-ai? Și cum să nu fie, îi uitam la ocean. Hai bă, dăm pește. Ai prins un crab cu o greutate de 4 kg. Bine mă! Or 4 coins, ce naiba. Hai să mai dăm o dată. Vezi acolo, primul care scrie TN primește 6208 bănuți și adică money, da, eu am money. Dacă nu mai trebuie. Și 10 coins. Coins sunt foarte valoroși. Cu coinși poți să-ți iei cu coinși. Poți să-ți iei din bui VIP, poți să-ți cumperi VIP, poți să-ți cumperi arme speciale, poți să nu știu ce să mai cumperi. Prins un pește de un kill, ce naiba, frate. Nu te costă ăsta cu pistolul, ce faci, mă? În fin, hai să vedem. Mai mergem, aș mai merge la... Dacă nu uite, raci, mamă. Ce sunt de raci? Hai să vedem. Dar nu cred că vine nimeni aici. Aici trebuie să faci o cursă și îți dă ceva coinci, parcă. Arace 20. Liu, arace 20. Aaaa, eu sunt arace 20 și a scris acolo ca să mai vină cineva, că sunt singur și nu poate să înceapă cursa fără mine. Mai îți dăm live, derby, să mergem la derby. Aici este o metodă foarte bună de a câștiga coins și bani. Câștigi undeva la 50 de coins dacă rămâi ultimul. Acum nu e nimeni. Nu... Uitați acolo jos, scrie priză, adică cât poți să câștigi. 50 de coins și 10.000 de... Bun, nu-i nimeni aici, nu avem ce să facem, nu avem cu cine să ne luptăm. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, un like, un share și ne vedem la video următor. Pa!